ești suma alegerilor tale. Adică ești rezultanta alegerilor pe care le-ai făcut. Și dacă nu ești împăcat cu alegerile pe care le-ai făcut, primul stadiu pentru a depăși acest moment este să-ți asumi. Să-ți asumi că ai făcut niște alegeri greșite și astfel vei conștientiza că ai făcut niște alegeri greșite la anumite momente. Și să nu te superi că ai făcut niște alegeri greșite, pentru că probabil că ai făcut cele mai bune alegeri pentru acel moment. Și înțelegând acest aspect, da? Înțelegând că ai făcut niște alegeri greșite și acceptând acest lucru, asumându-ți acest lucru, atunci deja ești cu picioarele pe pământ, ești în realitate. Pentru că tot aruncând vina pe alții care sunt de vină pentru ceea ce nouă ni se întâmplă, asta ne proiectează în alte realități ale altor oameni. Și realitatea noastră probabil că se intersectează în anumite momente ale vieții cu viețile altor oameni. Cum e copilăria, în care poți să ai niște părinți mai buni, mai răi, sau să nu ai părinți deloc. Nu știm noi de ce se întâmplă lucrul ăsta, dar important este ca noi să depășim oricare din momentele astea, da? Și bineînțeles, ca să depășim toate momentele trecutului, există o singură cale. Una singură. Să trăiești în momentul prezent. Mereu ajungem în momentul prezent, în orice discuție. Pentru că momentul prezent este cel care te salvează. Te salvează de propria minte, te salvează de propriul trecut, te salvează de gândurile despre un viitor sumbru. Deci momentul prezent, practic, este singura experiență pe care o poți avea. Singura experiență reală. Normal că poți avea și experiențe virtuale, precum e visul, da? Precum e gândul, da? Dar ele sunt doar niște experiențe virtuale, pentru că nu experimentează tot corpul tău, ci doar mintea ta experimentează ceva. Acolo se întâmplă o poveste în minte și atât. Și poate fi și asta o experiență, dar nu face parte din această realitate în care trăiești. Și e păcat să pierzi momentul prezent pentru ceva virtual. E păcat. Adică de ce să trăiești un moment trecut când tu ai ceva mult mai valoros? Ai momentul prezent, nu? De ce să tot retrăiești alte momente? Nu are niciun sens. Să stai blocat cu mintea într-un moment. Deci nu are niciun sens. Trebuie să rămâi tot timpul conectat în prezent. La ce este. La ce poți trăi. Ce poți trăi cu adevărat.
într-o zi îți va părea rău de toate momentele prezente pe care le-ai pierdut. Pentru că atunci când ajunge momentul prezent, de fapt, atunci când ajungi conștient, îți dai seama de câte ori te-ai supărat tu și de câte ori ai fost nervos pe momentele trecute sau prezente și câte momente frumoase puteai să petreci în acele momente, fără să te superi, de lucruri pe care practic au trecut de mult. Da? De aia să venim cât mai repede în această realitate. E de dorit pentru fiecare să ajungă să fie prezent în momentele lui, ca să poată să beneficieze de viață, să poată să beneficieze de cel mai prețios lucru pe care îl are. Pentru că în comparație cu viața și cu momentul prezent, care momentul prezent înseamnă viața, pentru că viața noastră se desfășoară numai în momentul prezent, nu este nimic mai valoros în acest plan de existență. Nimic nu este mai valoros decât viața. Deci, practic, existența noastră nu se rezumă la momentul prezent, la o înlănțuire de momente. Prezentă. În înțelegerea acestui moment, poți să mergi mai departe, în supraconștiință, spre creativitate sau altceva. Spre un nivel de conștiință mult mai înalt. Spre un nivel de înțelegere mult mai conștient. Adică, practic, tu fiind în momentul prezent, devii o ființă conștientă. Devii o ființă responsabilă. Pentru că, înțelegând momentul prezent și valoarea lui, apare și responsabilitatea pentru momentul prezent. Adică nu-l mai strici. Următorul moment prezent nu o să-l mai distrugi. Nu o să-ți mai bați joc de el, nu? Nu o să-ți mai distrugi propriul moment prezent pentru că ești conștient că e prețios. Da? Atunci vei căuta armonia. Armonia cu tine, armonia cu ceilalți. Da? Vei căuta să stai cât mai puțin în momentele trecute sau viitoare. Orice discuție, practic, cred că ne aduce tot aici, în prezent. Pentru că în prezent se întâmplă viața. Într-un acest prezent continuu. Ok, luăm o pauză.